conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicană, a fost convocat în ședință ordinară prin dispoziția numărul 107/2003/2019, emisă de primarul comunei Petrote, de data de 28 martie 2019, orele 14, care va avea următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie, mai și iunie 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea informării cu privire la modul de a aduce la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Pârjoa, adoptate în anul 2018. 3. Da, 2018. 2018. Da. Proiect de hotărâre cu privire la planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2019, precum și punerea în executare a sentințelor civile plenare cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate sau condamnate. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare la nivelul Comunei Pârjoara. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurat al confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ori peste rândul Tazlău, în Comuna Pârjoara, județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție de asigurare a cofinanțării la bugetul local pentru obiectivul de investiție, reabilitare, modernizare și dotare școală generală Tărâța, Comuna Pârjoara, județul Bacău. 7. Prezentarea rapoartelor anuale de activitate pentru anul 2018, conform articolului 51, alineatul 4, din legea 215/2001, de către consilierii locali ai Comunei Pârjoara. 8.8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Pârjoara a unor bunuri achiziționate prin programul PNDR Leader, proiect de dezvoltare a serviciilor locale de bază prin achiziționarea unei autobasculante Comuna Pârjoara și Bacău. Supunem la vot proiectul de hotărâre pentru a fi discutat din ședință. Singur consilier, nu? Da. Da, e domnul Bogoace. Dăm cuvântul președintelui Comisiei Comunale Financiare, domnul Ieri Jmeai, în prezentarea raportului de avizare a proiectului de hotărâre. Nu, rapoartele de avizare a proiectelor de hotărâre au fost semnate la proiectul numai domnul vice lipsește. Domnul vice, cred că e cu cei de la Da. Și bine, și atât. Trebuie să ne citesc rapoartele, pentru că au fost aprobate proiectele de hotărâre. La cum a rămas casă? Mai întâi trebuie să supunem spre aprobare societă fală, din data de 28 a doua, domnul nostru, care a fost afișată la avizierul instituției. Cine este pentru? Să aprobăm. Așa. Și acum trecem la punctul 1, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luni, aprilie, mai și iunie, 2019. Prezintă doamna Spătaru Margareta, secretar comună. Așa. Proiect de hotărâre numărul 1912 martie 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019. Primarul Comunei Pârjoara de Tupacu, având în vedere prevederile articolului 35 aliniatul de 10 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor articolului 45 din legea 215/2001 privind administrație publică locală, cu modificările și completările ulterioare, propune, se aprobă alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pârjoara pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019, în persoana domnului consilier. Acum propune dumneavoastră. Cine l-a pus? Domnul Comorău.
treabă pentru că aveam o problemă. Și fost operatul la Iași, puteți să mai înseamnă fondul la Iași, nu era bine. Da, deci domnul are o problemă care s-ar putea să nu se știe. După aia vorbesc, da? Eu știu din nou. Domnul Bolnă, după iunii de acolo, să facă niște lucruri. Da, și a fost propus domnul Bolnă din. Da, spuneți la vot. Bun. Vot. Trecem la totul 2, urmează zi. Proiectul hotărâre privind aprobarea informării cu privire la modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Comunei Prăjot, adoptat în anul 2018. Prezintă domnul primar Vasteluc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea informației cu privire la modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Comunei Prăjot, adoptat în anul 2018. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârii Consiliului Local al Comunei Prăjot adoptat în anul 2018. Legea administrației publice locale stabilește cadrul general de adoptare a actelor administrative care Consiliul Local, dreptul și capacitatea acestui de a soluționa și de a gestiona în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, drepturile publice, respectiv principalul autonomiei locale. Autoritatea deliberativă gestionează resursele ce aparțin comunii și are inițiative în toate domeniile de interes local. Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrative teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunii, care duce la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivului local, colectivității locale. Prin actele adoptate, autoritățile locale gestionează și resursele financiare proprii pe care le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea competențelor și atributelor care le revin în condiții legii. Comuna Prăjot, pe care o reprezintă Consiliul Local, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică de plină și cu patrimoniu propriu. Este titulară a drepturilor și obligațiile ce decurg din contractele încheiate și este parte din raportarea cu persoanele fizice și juridice. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele din interes local, acestea regăsindu-se în atribuțiile sale și în exercitarea cărora a adoptat hotărârile. Odată adoptate, hotărârile devin obligatorii și executorii și produc efecte de la data aducerilor la cunoștință publică sau de la comunicare, dacă privesc situații particulare. Executarea hotărârilor revine structurile funcționale și aparatul de specialitate din subordinea primarului Comunei Prăjot care exercită și controlul de drept asupra îndeplinirii. Analizând problematica pusă în discuția Consiliului Local în anul 2018, constatăm de această autoritate a exercitat următoarele categorii de atribuții legale. Atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate a serviciului publice de interes local și a societăților comerciale de directă sau subordonare, atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunei, atribuții privind administrarea domeniului public și privat, atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățenii comuni, atribuții privind cooperarea cu alte instituții și autorități interne și externe, atribuții legate de dezvoltarea problemelor cu caracter social. După adoptarea hotărârii au fost comunicate instituții cu prefectul județului Bacău pentru executarea controlului de legalitate, au fost transmise celor desemnați să le aplice și au fost aduse la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției și pe pagina de IVAE a primăriei. Acestea au fost puse în aplicare imediat sau la termenele stabilite în conținutul lor. După cum știți, na, astea au fost publicate și pe site-ul primăriei. Un alt domeniu de mare importanță în activitatea autorităților locale este și cel care și al compartimentului agricol cadastru, unde s-a demarat procedura de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul Comunei Prăjot, întocmirea nomenclatorului stradal al Comunei Prăjot, înființarea unei perdere forestiere de protecție. În acest sens au fost adoptate 3 hotărâri îndeplinite. Administrarea domeniului public și privat a fost o preocupare curentă pentru executiv, care a propus readoptarea 19 hotărâri, din care un număr de 4 hotărâri au fost prelocate.
aplicate norma de verificare, controlul de legalitate și a lor au fost puse în aplicare. Prin notarea sa, a aprobat închiriere, concesionare, adiționare, proceduri, licitații, desemnare reprezentanți UAT în consiliile de administrație ale diverselor asociații la care suntem asociați. Plata cotizațiilor către diferite asociații. În domeniul învățământului s-a aprobat rețeaua școlară a unităților de învățământ, s-a desemnat reprezentanții Consiliului Local și Domnul Consiliului de Administrație, îndeplinindu-se două hotărâri în două hotărâri. Informăm Consiliul Local că în anul 2018, în cadrul procedurii de control a actelor administrative efectuate de instituția proiectului, au fost revocate un număr de 7 hotărâri. Așa cum sunt, așa cum v-am spus înainte, sunt toate puse pe site. Cam asta e vizibil. 7 hotărâri, 4 au fost pentru domnul, pentru închiriere concesionare care erau pentru și 3 au fost pentru domeniul public, care cărmă le-am comprimat într-o singură hotărâre. Cam astea au fost. Dacă aveți întrebări. S-a aprobat sau discuții? Da, întrebări, discuții. Dar atunci o punem la vârf. Cum doriți, președinte? Și trecem la punctul 3, președinte. Proiect de hotărâre cu privire la planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2019, precum și punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate condamnate. Prezintă doamna Cernă Lovință, consilier superior. Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001, modificările și completările ulterioare, precum și punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate, condamnate. Conform prevederilor articolului 6, alineatul 7 din legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor hotărârii de guvern numărul 50/2001 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 416/2001 privind venitul minim garantat, beneficiarii de ajutor social au obligația să execute în fiecare lună un număr de ore în folosul comunității, conform unui plan de lucrări aprobat în fiecare an prin hotărâre de către Consiliul Local. Pentru sumele acordate ca ajutor social conform legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social are obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local. Prin persoană aptă de muncă se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții. Are vârstă cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare, nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege, are stare de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci. Face excepție de la îndeplinirea obligației de a presta acțiuni sau lucrări de interes local persoanele apte de muncă care se află în una din următoarele situații. Asigură creșterea și îngrijirea potrivit legii a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat dovedit un certificat eliberat de Comisia de Protecție a Copilului, asigură îngrijirea unei sau a mai multor persoane cu handicap grav, ori accentuat sau persoane vârstnice, dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu în condițiile legii, participă la un program de pregătire profesională, este încadrat în muncă. Având în vedere prevederile articolului 6, alineatul 7 din legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora primarii au obligația să urmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să țină evidența acestor ore și să asigure instructajul privind tehnica securității în muncii, în muncă, iar planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local. Față de cele prezentate mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Local al Comunei Cojoal a unei hotărâri privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local de anul 2019,
ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și punerea în executare a sentințelor civile, penale, cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității, pentru persoanele sancționate, condamnate, conform proiectului de hotărâre inițiat de primarul Comunei Mârjoi, în acest sens. Supunem la loc. Dar dacă avem discuția... Impunem la discuția. Câte ore trebuie să mai dăre penal? Ce avem trebuie să problemă în joc. Condamnate. Sunt sentințe care vin de la... Portiții. De la judecătorii sau tribunal, dar bine. Așa, și au un număr de ore de efectuat. Deci persoane meritate sunt. Eu asta am văzut situații. Vreau să vă spun o situație pe 2018, dar asta este regulamentul pentru de acum. Deci este un regulament. Noi acum avem, primim lista. Noi trebuie să-i supraveghem. În fiecare zi au voie să facă câte, dacă lucrează, 4 ore. Unde? Pe zi? Da, da, atât. Oricâte ore am. Am avut 160 de ore, deci 40 de zile la 4 ore de zi. Am avut 2-3 persoane, am avut 2-3 persoane. Da, asta e la vin noi. Câte ore trebuie să facă un asistat social? Un asistat social trebuie să facă, de exemplu, persoana, în funcție de cuantumul stabilit de lege. Pentru persoana cu 142 de lei, deci persoana singură, 12 ore. Deci în funcție de cuantum. Pentru două persoane nu înseamnă că 12 ore ori 2, nu. Deci în funcție de cuantum. Este un criteriu care se calculează, este o formulă de calcul. Am înțeles. Deci o familie cu 4 persoane. Păi 442 de lei. Deci nu e 142 ori 4. Am înțeles. Da. Și 442 de lei se mulțește cu 170 în parte la salariul minim pe economie. Deci așa se stabilește numărul de ori. Și din toți acești beneficiari de ajutor social, cum am spus, sunt persoane care sunt scutite din anumite motive. Deci femeile cu copii până 7 ani, deci nu trebuie să efectueze. Ori persoanele bolnave cu certificate medicale de la medicul constatator, deci la medicul familie nu este admis decât pentru maxim șapte zile, și medicul specialist are dreptul la o lună să dea. Așa și mai sunt persoanele vârstnice, care chiar avem 15 persoane vârstnice cu vârsta standard de pensionare, care nu sunt pensionate din anumite motive. Da? Și mame cu mulți copii au în jur de 16, iar persoane cu acte dovedite de la medici experți, în jur de 30. Oscilează, că nu au perioadă determinată. Într-o lună, 3 luni, 6 luni, maxim un an. Deci vreau să spun că peste 30 de dosare sunt care nu, da, sunt scutiți, da, și mai mult. Sunt unii care chiar sunt bolnavi, da, sunt și care... Nu pot să contestăm noi. Da, da, clar. Atât cât au documentul la mână. Da, au documentul la mână. Nu pot să impun să fac, să presteze anumite ore, pentru că așa vrem noi, că l-am văzut făcând treabă, nu știu la cine. Nu. Da. Așa avem eu ceva de precizat. Pe persoanele care s-au radiat amenzi de penale sau cum au fost ele, trebuie puse la treabă. Nu radiate amenzile de acolo, că am fost votat în ședința de Consiliu să le radiem. Nu s-au poate... S-au făcut dosare de insolvabilizare, dar mai sunt urmăriți în continuare. Cum fac răutăți, poate să și muncească în folosul comunității. Da, dar noi nu putem să-i obligăm. Deci ei trebuie să vină într-adevăr pentru amendă, ei trebuie să se adreseze instanței de judecată, că nu au venituri, nu sunt încadrați în muncă. Și instanța hotărăște un număr de ce sumă are. Se împarte, probabil este un cap, da. Și hotărăște un număr de 160 de ore pentru așa. Și dacă avem sentință, Noi nu-i putem obliga pe urmărire. Și ținem amenziile în loc.
Deci, el trebuie să se ducă să-și conteste amiata. Da, dar sunt persoane care au mai făcut lucrurile astea, într-adevăr. Da. Da. Și dacă sunt, eu știu că persoanele care sunt urmărite și li se dă o sentință, li se dă ori o amendă, ori un cuprosul comunității. Da, 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 da. Aici intervine serviciul de probațiune. Judecătorie ca să-i dei muncă folos comunității. Deci, apoi, dar nu o plătești cu mâna. Să-i face acțiune în numele lor, în instanță. Ei trebuie să meargă. Ei trebuie să meargă persoana, da, face acțiune în instanță, că nu au de unde plăti și vreau să muncesc. Pentru banii ăștia. Trebuie să plătă singur. O altă întrebare aș avea și eu. Este un caz la satul Băsești, familia Barfenii, Maria, bună, cunosc un prăbunos, fii doar din apelii, așa. Am pus o femeie, nevasta la un Luleon, de cauza unei zăpuri. Am avut grijă de ea, rândul demnului, am făcut așa. Nici nu știu, și are și copii mic, în sfârșit. Ăsta e și măcar o sată. Deci, vreau să fiu în ansamblu, așa, vara acum. Nu știu cum am putea să ajutăm și persoana asta, sau să desenăm pe cineva, de exemplu, să... La patru. Ia mai și o mâncare. Dau un exemplu. Biserica ce face de domnul? Biserica îl cheamă la mare. Biserica ce face? Păi tocmai asta a prezentat mai înainte. El însemna pe toate dar tot făgiau. Ca să o slujească, fără să fie retribuite. De asta spun o rire. Da, să se numite cineva. Asta e biserica. Ce vorbim de masa lui de unde care s-o duza? El când ia vacerii, taie ajutorul, e corect, băiatul, dar să semnezi și cu zi care să putem mâni. Da, pentru toate cazurile astea, pentru că cunoștință, cât avem și când dăm sarcina cei cu ajutor social și special la pentru. Responsabilitate. Se dăm responsabilitatea să aibă grijă în îngrijire un bătrân, dar fără să fie... Da, dar ea e însărcinată, trebuie să nască și mare grijă la un cineva, nu se duce acolo. Da, dar este care e ca. Da, e o mică. Mai este Dorina Lucațaru, care este la ajutor social și este pediatru. Dorina... Și trebuie nu prea vrea să ducă. Păi, dar îi dăm sarcină, trebuie să... Și la rând și trebuie să nască sau unde, așa, ea e bucur, ce are un arminat și are... Nu. Are 86 de ani. Dar nu persoana are un arminat. Dacă are 86 de ani. Sărcinat, am înțeles că cum se cerea și la pat. Nu, nu, nu. Dar nu știu. Nu. Dar așa am înțeles și eu. O să discutăm asta cu doamna. Da, tot să-l fiți să-l ținăm. Deci o sarcină și o însărcinăm. Da. Supunem la vot punctul 3 pe ordinea de zi. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare la nivelul comunei Cojoc. Prezintă domnul Fini și mea, ce nu are. Da, domnul Iercinu este, o să prezint eu așa. Proiect de hotărâre. Noi am, acum, vrem un regulament. Nu. E un regulament de organizare și funcționare serviciului de salubrizare. Noi am stabilit, pentru că a fost... Nu, nu, nu. Iercinu, sunt la fel. Numai că, da, numai că societățile au fost încasate. Cu 1 ianuarie, în hotărârea anterioară, noi am aprobat cu 1 ianuarie, stabilirea taxelor pentru salubrizare și pentru persoane fizice și juridice. Și persoanele juridice au avut contract până pe 1 februarie. Și o lună zile ei au plătit. Pentru asta noi am stabilit un regulament aici. Am trecut și persoanele care vor fi scutite de la plata taxei de salubrizare. Așa. Și am prevăzut și în prezentul regulament, intră în vigoare de la 1 februarie 2019. Și iar persoanele juridice care au achitat taxa de salubrizare pe tot anul 2019 vor plăti în anul următor mai puțin cu o lună. Deci trebuie să avem o reglementare, pentru că ei deja au plătit. Au, nu, 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 stați un pic. Ei pe luna ianuarie, persoanele juridice, au plătit către Romprest suma respectivă, de 75 de lei cât era de așa, anul trecut. Și noi, când au venit de pe 1 ianuarie, noi am încasat tot de la 1 ianuarie. Deci înseamnă că s-a suprapus o dublă impunere pe ianuarie. Nu s-a făcut o solicitare în partea Romprestului, dacă spunea, nu uite, noi n-am știut că ei au contract până pe 1 februarie. Și
Păi societățile comerciale. Poate societăți. Persoanele juridice. Cât au fost persoanele și juridice. 14,99 lei de persoană angajat, da. Conform previsarului. Și asta este un regulament. Aici au păcideți. Așa, și veniturile încasate din taxe speciale de salubritate vor fi evidențiate distinct în contabilitate și vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestate de către operator. Deci, beneficiarul serviciului public de salubrizare pentru care s-a instituit taxa de salubritate, conform HCL numărul 9, din 31 ianuarie 2019, când am aprobat noi taxele, atunci pentru asta. Așa, calculul taxei de salubrizare pentru fiecare persoană fizică și persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cât și pentru persoane juridice, se face pe baza declarației de impunere. Termenul de depunere a declarației de impunere privind taxa de salubrizare este 31 aprilie 2019. La declarațiile de impunere se vor putea face modificări în timpul anului prin declarații rectificative. Așa, termenul de depunere a declarației rectificative este de 30 de zile de la data modificării apărute. Avem aici niște anexe, declarații de impunere pentru persoane fizice, declarații de impunere pentru persoane juridice. Sunt niște formulare care trebuie să le aprobăm. Așa, și declarația rectificativă. Sunt trei anexe prevăzute la prezentul regulament. Aici sunt scurise de la plata taxei de salubrizare în următoarele persoane fizice și juridice. Veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele fizice prevăzute la articolul 1 din decretul lege 118 din 90, rectificat cu modificările și completările ulterioare, instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice. Fundații înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural. Organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate, care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copii, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate în condițiile legii. Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrate în gradul 1 de invaliditate. Taxa de salubrizare se datorează anual. Neplata taxei de salubrizare atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită, prevăzută de legea 207/2015, precum și codul de procedură fiscală. Așa, nedepunerea declarației sau declarații rectificative de către persoanele juridice se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 de lei și 2500 de lei, în conformitate cu dispozițiile ordonanței Guvernului 2/2001. Așa. Aveți discuții sau alte propuneri, alte modificări? Atunci o punem la loc. Punctul 4. Este ceva spune 5 de ordine a zilei. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării la bugetul local pentru obiectivul de investiție ori peste Turtaslor, în Comuna Pujor, județul Bacău. Prezintă doamna avocat Gelorica, reprezentant de specialitate. Având în vedere că ordonanța 114/2018 instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice, a unor măsuri bugetare fiscale, precum și instrucțiunea numărul 2, dată în anul 2018,
în 2018-21 decembrie, pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru ponte serii de casă în comun Crăjol, conform de PIS actualizat, care face parte din această hotărâre. Articolul 3. Se aprobă cofinanțarea obiectivului ponte serii pentru casă loc, în valoare de 444.342 de lei, față de cât a fost înainte aprobat de către Consiliul Local, a fost valoarea valoarea pentru bugetul local a fost de 250.245 de lei. Apoi, valoarea totală a investiției peste ruta Zlău este acum 6.776.611 lei și a fost inițial aprobată cu 6.817.000 6.776.000 este valoare primită de la bugetul de stat și a fost inițial 6.566.688 de lei. După cum știți, ordonanța 114 a mărit valoarea pentru ora de lucru. Inițial a fost conform salariului minim de economie. Am fost 11 lei. 11,4 lei pe oră. După ordonanța 114, valoarea a fost, este, de fapt, 17,928 lei pe oră. Procentul de recalculare este de 57,26%. Deci, majorarea manoperei. De la 11,4 la 16,4. În domeniul construcțiilor. De 50-60%. În domeniul construcțiilor e 3.000 de lei salariul. E 3.000 de lei salariul mai mulți, da. Pentru care atât mai mari milioane. Sigur, și primăria are bugetul ca să putem să susținem treaba asta. Atunci stagnează lucrarea, dacă stă să vedeți că de valoarea podului este acum 7.220.000 total. 953 de lei, față de 6 milioane, 817.133. Ce sunt vreau să fac precizarea că această recalculare a manoperei s-a făcut doar pentru restul de executat. Când s-a executat... Până ce dată? Nu de la început. Dar până ce dată? Cum? Până la primiția? Sau de acum acolo. De acum acolo. Păi noi mai avem de plătit. De acum acolo ce avem. Deci ce s-au plătit? Ce s-a plătit? Deci s-a plătit până la prima oară. Da. Dar este din ordonanța asta în aplicare. De atunci ce trebuie plătit. Da, ordonanța care... În 21 decembrie, cu data de intrare în vigoare, 1 ianuarie 2019. Așa se dată. 1 ianuarie, până se termină. Restul de a fost 4.237.000 de mii. O modificat. Și acum este 4.641.000 de mii. Pe restul de executat. S-a făcut majorare. Același lucru este și pe școala Cărâța. La școala Cărâța, valoarea totală a contractului este acum de 2.336.683 de lei și inițial
inițial a fost adoptată cu 2.170.172 de lei. Restul de executat a fost de 1.731.184 de lei, restul de executat. Așa, și se apropă cofinanțarea obiectivului pentru școala Tărâța de către Consiliul Local de 363.187 de lei. Cofinanțare. Dar nu trebuie, dar trebuie. Constructorul nu putea să-și asume riscurile pentru diferențele astea? Dacă este un contract. Prin instrucțiunea. Nu, dar, deci sunt previzibile astea, de ce nu? Prin instrucțiunea. Nu văzut un contract. Nu sunt de acord. De ce nu trebuie că dă ordonanță o supoare? Da, sunt modificat, uitați, chiar ești modificat ordonanța. Dar să fie bine în ce sens, da? Eu nu pot modifica pe asta, să vedem ce s-o modifica. Păi, nu știu ce-i modifica. Dar instrucțiunea lui, care este dată prin nouul G114, spune că poate noi, ca și beneficiari, trebuie să susținem diferențe de sume, de valori. Ei nu dau niciun ban decât de exact contractul de finanțare care a fost semnat. Da, da, da. Asta care restul de interese. În spatele UAD-ului, da. Diferență. Și dacă nu sunt bani, bani? Păi să nu sunt, trebuie să ducem la sfârșit. Da, da, în baza aplicărilor bani nu e chiar să vă dăm la fel. Să aprobăm. Trebuie să aprobăm. Trebuie să aprobăm. Sau vreți să ne aprobăm aici la lucru? Nu e cum ar fi, domnul prima mea, să te oprim. Da. Deci trebuie să ne gândim. Deci trebuie să facem asta de banii. Da, dar poate nu trebuie anul ăsta. Trebuie la anul. Sunt lucrări care nu termină anul ăsta. La anul viitor. Cum fac școala, școala să nu termină. Ne mai duce școala și pot. Și pot. Și păi dacă le luăm timpul cu an de zi, s-ar putea să mai apară niște modificări la tariful la oră. Pe tabla de... Pe ajutor ei. La școală de Tărâța. Dacă să luți asta. Vine rectificarea. Da. Nici nu avem bugetul pe așa, se face cine cât faci face. Bugetul pe săptămâna viitoare. Da, nu mă țin. Deci, o altă chestie. Pe tabla aia care scrie șatieră în lucru pe DNDD, în sfârșit. Noi știm că am aprobat de 9 luni. Ei au scris un an de zile. Și acum chiar am văzut tot 9 luni de zile. Da, o fi greșit. Acum, nu știu cum e. Timp de execuție? 20 august 2019. Și asta e termen înainte de august. Nu, domn primar, deci vorbesc că poate. Poate, da, dar și mă nu cred. Școala e o problemă, dar cum se lucrează acolo. De ce să fie problemă? De ce să plece așa? Se pare, nu prea. Nu, subiect poate mai redicent, așa de fire, dar nu prea voi să... Aparent, nu prea domnul Ion. Să dea Dumnezeu să mă înșie. Eu am spus că mai tot cu eu. Nu vrea să-ți spun de mine, nu? Nu vrea să avem bani. Deci vorba din Gândeală. Nu? Da. Nu aici. Da. Da. Deci trebuie să o facă într-o parte și o avem într-o parte, dar nu vreau să spun. Are 3 miliarde de mată rătă, 3 miliarde de 300. 10 miliarde, poate, cu podul și cu tărâță. Nu. Dacă-s 336.000. 336.000 nu înseamnă 3 miliarde? Avem o parte diferență și în acele contracte de finanțare. Pentru că domnul primar... Avem și cofinanțări. Domnul primar a semnat contractul de finanțare înainte să facem contractul de execuție lucrări. Licitația, contractul a fost mai mic decât un mic decât finanțare. Și o parte vor fi susținut tot de ei, de minister, și noi e cam un milion, un miliard și un pic așa. La fiecare. La fiecare de buzni. Acum să dea Dumnezeu. Dar știți că noi când se face niciun vrei, nu este doar cu finanțare. Da. Ceva trebuie să punem și noi. E, oricum o să mai fac. Da, dar să nu chiar ceva bani. Să vrea că trebuie. Important. Da, să punem la vot. Păi, punctul 5 pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție și de asigurare a cofinanțării la bugetul local pentru obiectivul de investiție, reabilitare, modernizare și dotare școală generală Șărița cu apropiatul de sub acolo. Deci la punctul 7. Prezentarea rapoartelor anuale de activitate pentru anul 2018 conform articolului 51 aliniatul 4 din legea 215/2001 de către consilierii locali ai comunei Pojos. Deci trebuie făcut era cu secretarea de acord. Sunt prezent la secretarie. Care le-a prezentat? Le-ați depus, da? Au depus toată lumea? Da. Pentru eu. Să fie... Eu. O să le publicăm și pe site. Eu vorbesc pe site. Le-ați depus, da? Da. Da. Foarte bine. Da. Punctul 8. Proiect de autorie privind includerea în domeniul public al comunei Pojova Mări bunuri achiziționate prin programul PDDR LEADER. Proiect de dotare serviciilor locale de bază prin achiziționare unui autobascomat de comuna Pojova de Zbatov. Prezintă doamna Rusu Elena, consilieră superioară. Doamna, nu este Rusu. Dar cum Zbatov, doamna Rusu, l-am readusă. Da, dar e registrată. Registrată, registrată. Trebuie inclus în domeniul public. Până nu avem pătrâne. Trebuie aprobarea hotărârii Consiliului Local, pentru că noi să putem depune documente de la el a fost luat prin fonduri europene, trebuie să depunem ca să nu se deconteze banii. Dar nu depunem. Dar pentru că depunem, trebuie să fie în domeniul public și nu în domeniul privat. Da, să vă trebuie așa. Da. Hotărârea, spune la voi. Să fost depozitate toate proiectele de ordine de zi, de care închisă lucrările ședinței. La el trebuie vreau mai am vreo ceva de la urmă. Și am dat-o prima.